Odată cu câștigarea mandatelor de parlamentari ale politicienilor aleși în 11 decembrie, se va realiza și vacantarea câtorva posturi. Este și situația în care se află Consiliul Județean Mehedinți, care odată cu plecarea lui Liviu Maziliu, va rămâne fără unul dintre vicepreședinți. Președintele instituției, Aladin Georgescu, și totodată președinte al PSD Mehedinți, formațiune ce deține majoritatea în Consiliul Județean, susține că partidul încă nu are o propunere pentru postul ce va rămâne liber după ce Maziliu își va da demisia. Vă pot spune că funcția de vicepreședinte va fi ocupată cu certitudine de un membru PSD. Totodată, tot în cadrul instituției, va rămâne vacant și alt post de consilier județean, după ce Alexandru Bălănescu, ales de asemenea parlamentar pe listele PSD, își va da demisia. Cele două posturi vor fi ocupate cel mai probabil după plecarea lui Maziliu și a lui Bălănescu de următorii doi clasați în lista pe care PSD a prezentat-o în fața electoratului pentru alegerile locale în data de 5 iunie, Valentin Picioru și Adrian Drăghici, ultimul dintre cei doi ocupând un loc de consilier județean și în mandatul trecut. Liber rămâne după alegerile parlamentare și postul de primar al Comunei Șimian. Odată cu plecarea lui Constantin Trușcă, guvernul va avea misiunea să organizeze aici, în timp util, alegeri anticipate, pentru ca în Șimian lucrurile să se desfășoare în normalitate.